marțiana la ora 20, în cadrul Realități și Perspective Magazin, la rubrica Retrospectiva Săptămânii, se va discuta despre tendința bisericii de a se seculariza și despre evenimentele din Israel care ar trebui să ne atragă atenția. În partea a doua a emisiunii vă așteptăm cu un grupaj informativ de la colaboratorii noștri din studioul din Ierusalim al TV7, după care de la GNA aflăm că organizația He Intends Victory înconjoară lumea cu speranța pe care numai Iisus Hristos o poate oferi celor bolnavi de SIDA. Că pastorul Andrew din Nigeria a rămas alături de biserica sa în ciuda atacurilor Boko Haram, că în Nigeria se derulează un atelier de vindecare a traumei pentru văduvele Burkina Faso și că organizația OM ajută refugiații ucrainieni din Moldova. Așadar, vă dăm întâlnire marțiana la ora 20 la Realități și Perspective Magazin.